Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pe o notă mult mai serioasă în continuare, e dramatic ce se întâmplă cu numărul de cazuri de COVID în România în ultimele zile și cu efectele acestei creșteri explozive, din păcate, iată un comunicat al Comitetului Național de Vaccinare pe un ton dramatic, aș spune, oarecum neobișnuit pentru o comunicare oficială. România a ajuns pe locul 6 în lume și pe 2 în Europa ca număr de decese COVID raportate marți. Din totalul deceselor COVID raportate marți în lume, decesele din România reprezintă 5%. Din totalul deceselor raportate marți în Europa, decesele din România reprezintă 11,5%. Adică în țara noastră de 2,6 ori mai multe decese decât media europeană sau de 6,3 ori mai multe decese decât media în lume. E vorba de decese COVID. Acum, e de observat și felul în care a crescut numărul de cazuri. Creșterea este exponențială, dar par să mai fie și alte probleme, din păcate, pentru care este răspunsător guvernul direct, și spun asta cât se poate de serios. Deci, în ultimele 24 de ore, în țara noastră, 11.049 de cazuri noi. Recordul anterior era de 10.269 de cazuri în 19 noiembrie 2020. În mod evident, această valoare va fi, din păcate, depășită, pentru că, cum spuneam, creșterea este exponențială și nu se va opri prea curând. Dincolo de asta, aș vrea să remarcăm creșterea formidabilă a numărului de cazuri în câteva zile. Adică de la 7.676 vineri, n-am luat în calcul weekendul, că de obicei sunt mai puține, la 11.049 luni. Astea au fost raportate sâmbătă, respectiv marți. Marți, da. Creșterea este de 43%. 43%. Săptămâna trecută, Vlad Voiculescu a acuzat DSP că a ascuns vreo 4.000 de cazuri, ca să nu crească incidența și să fie cumva interzise adunările cu număr mare de persoane. Cum a fost congresul PNL de la Romexpo, unde au participat 5.000 de delegați. Iar șefa DSP, știți că de obicei când s-au făcut astfel de acuzații, cei vizați au negat, adică a fost un scandal monstru data trecută când Vlad Voiculescu a spus că e calculat greșit și că sunt niște cazuri care nu au fost luate în calcul, l-au dat și afară din guvern pentru asta. Nu că iau apărarea, dar astea sunt faptele. E, acum șefa DSP a spus că nu au fost ascunse, că pur și simplu nu au fost luate în calcul, pentru că nu e personal ca să facă anchetele epidemiologice până la capăt. Și ca atare, deci pe față, adică sunt 4.000 de cazuri care au fost ascunse, Vlad Voiculescu zice. Și șefa DSP, doar nu le-am ascuns. Nu le-am luat în calcul, pur și simplu, adică le-am ignorat. Le-am lăsat pe margine. Bun, ce să vezi după ce a trecut congresul PNL? Pare să se mai fi găsit ceva personal. Adică e o creștere foarte mare. Nu că n-ar exista o creștere, dar asta e foarte mare. E, salturile astea afectează grav credibilitatea comunicării publice a autorităților în pandemie, foarte rău, și e foarte gravă și prestația realmente penibilă, nici nu știu cum să spun altfel, a ministrului de interne, domnul Lucian Bode, care și-a descoperit subit dualismul ministru-membru de partid, când a venit vorba de respectarea legii. Nu știe ce e, undă sau corpuscul. Nu s-a stabilit. Adică dacă el e mai întâi membru de partid sau ministru. De ce zic asta? Pentru că, deci el e ministru de interne. Poliția română a amendat cu 10.000 de lei PNL, pentru că la congresul din weekend de la Romexpo, organizat cu 5.000 de participanți, au fost încălcate regulile din pandemie, lucru care a fost evident că se va întâmpla și evident că s-a și întâmplat. Toate camerele au filmat acolo, oameni grămadă, unii peste ceilalți. Nu s-a cerut certificatul verde european, așa cum erau regulile, nu s-au purtat măști. Adică, ce să spun, n-a purtat nici președintele Iohannis mască, n-a purtat nici Câțu, nici Orban. A fost o vraiște acolo. Cred că 5.000. Da, 5.000, nu, 10.000 la data mea. Dacă puneau, au fost 5.000, dacă puneau 2 lei intrarea, da, scoteau banii în amendă. Bun, da, stai, un leu că plătesc în 15 zile exact. Jumătate de amendă. A, ok. Bun, gestul contează. Sigur că și valoarea este ridicolă pentru PNL, nu de alta, dar banii oricum vor fi plătiți din buget. Adică partidele parlamentare primesc bani de la buget ca să funcționeze. Corect. Deci din taxele noastre. Adică tot deci noi plătim. Da. Bun, 10.000 de lei, asta spune noi, e o sumă infimă pentru... Da, dar bă, tot noi o plătim, până la urmă.
Mă rog, ministrul de interne Bode a fost acolo, la congresul. Cumva e bine că e mic amendat. Da, măcar a scăpat ieftin. Da, da, da. Da, numai bine le dădea o primă. Da. Bun, deci ministrul de interne a fost acolo și a fost întrebat ce exemplu crede că a dat dânsul ca reprezentant al autorității prin participarea la un eveniment care a încălcat reglementările legale și care a fost sancționat, iată, de o structură aflată în subordinea Ministerului de Interne, de poliție. Deci el e șef la interne, s-a dus acolo, a participat la o chestie care a încălcat legea, poliția, structura lui a dat amendă. Și el răspunde, eu n-am fost la congres ca organizator sau ca ministru de interne, ci ca delegat. Responsabilitatea revine organizatorilor. Ce ar fi trebuit să fac eu? Deci, cum am spus, când îi convine, este membru de partid, nu e ministru. Și remarcă de boala asta a suferat, dacă mai țineți minte, și Victor Ponta. De boala asta a dualismului. El era deputat prim-ministru, adică atunci, în 2013, când era prim-ministru, Ponta, era scandalul cu Roșia Montană, Gabriel Resources, tot proiectul ăla, manifestații, nu știu ce. Și proiectul a ajuns în Parlament. Și Ponta a declarat atunci că el, ca deputat, a o să voteze împotriva proiectului Gabriel Resources, dar ca prim-ministru e pentru. nu vi se pare serios, nu vi se pare interesant cum după aproape 10 ani un ministru liberal al guvernului României are cam aceeași explicație pentru propria atitudine contradictorie ca un ministru PSD-ist? Nu vi se pare că e ceva ciudat aici? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.